Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Bine v-am regăsit. Cu excepția riveranilor. Dacă sunteți riverani, nu v-am găsit bine. Dragii mei, astăzi este pe o leacă de Caterinca. Azi e pe Caterinca. Azi inaugurăm desfințatul. Știi? Să rămână doamna Daniela. Știți cine e desfințatul? Dragii mei, suntem pe bulevardul principal al Sucevei. Căsteaua are două bulevarde. Ăsta și ăla din Georgenescu, care o leacă mai scurt. Hai să vadă. Oamenii, suntem la magazinul Bucovina, da? La magazinul Bucovina, aici în urmă cu o lună și ceva, am zis bine doamna Daniela, cu o lună și ceva, trei fete cucuiete la volan unui Ford, de care Ford era? C-Max? Parcă un C-Max era, nu? Un C-Max, la miezul nopții, miezul nopții, dimineața pe răcoare, la un 3:30, au făcut așa, la, pac, și au rupt un stâlp, l-au pus la pământ, spune, băi, ești nebun? Da, au pus la pământ un stâlp. Motorul Fordului, de-aia am zis eu că e mașină serioasă Fordul, motorul Fordului a părăsit caroseria și a luat-o doamna Daniela, dacă te uiți un pic acolo unde este doamna aia pe colțul unei galben, acolo, da, vezi? Acolo este exact unde doamna aia acolo pe colț. Acolo era motor. Mașina era aici unde domnii lucrează astăzi cu asiduitate. Haideți să mergem să inaugurăm lucrările la cel mai nou, cel mai proaspăt, cel mai fresh stâlp din Suceava. Era nevoie de încă un stâlp, la 5 minute sunt aici, era mega nevoie, dar înainte să ajungem la mizerile alea, hai un pic să-ți arăt ce se întâmplă aici. Bună ziua! Uite, tati! Deci, pentru chestiile astea, la Daniel, pentru chestiile astea, începute și neterminat, uite-le aici cum arată, uite, prin pământ, băi, uite! Deci, pentru chestiile astea, mai era nevoie de un stâlp. Că nu poți face atârnătură decât dacă ai un stâlp în Suceava. Da? Că altfel era îngropătură. Dar nu, ei au mai pus un stâlp. Uite-le ce frumos, ce frumos atârnă aici. Și pentru că mai trebuia un stâlp ca să mai atârne ceva, astăzi inaugurăm, dragii mei, lucrările la nou suport de atârnătură. Uite aici, frumos, ceva elegant. Hai să facem cunoștință cu nouul stâlp. E singurul, cel mai nou stâlp din Suceava, inaugurăm astăzi. Ia, fii atent aici. Ia să vedem. Frumos, elegant. Bună ziua, bună ziua. Da. Doamne ajută! Mai trebuie. Ceva frumos. Ceva elegant, ceva frumos, îmi place aici asta. Sus cu ea în aer. Acum ce faceți? Suporți ca să-i prindeți pe stâlp sus, nu? Doamne ajută, spune la treabă. Deci nu asta m-a părut suporții ca să urcați în deal, ca să nu... Dar stătea așa de bine, mai trebuia o leacă de... Ați primit ordin cu plăcere, nu? Unii ordin cu plăcere. Doamne, doamne, ca să înțelegi, pe aici a venit Dumitrița, Dumnezeu să fie lăudat numele, nu? Aici l-a rupt, ăsta l-a pus la pământ. De aici, mașina era aici, într-un locat undeva prin zona aia, era motorul pe partea aia, altul unde scrie stații bancă. Aproape un pic să vadă, domne, acolo unde scrie stații bancă, mai la dreapta un pic. Vezi acolo unde scrie stații bancă? Mai aproape, hai cu curaj! Acolo, aveți? Scrie stații bancă, unde mașina aia parcată pe trotuar ilegal acolo, dar nu contează, lasă acolo că stă bine acolo. Ia, stai că trec acum salvările. Salvare cu poliție, deci e groasă. Ia. Și în spatele mașinii de poliție, un băjet cu Audi, care trage tare să prinde și el locul întâi, fumând la volan. Ceva frumos, ceva elegant. Dragii mei, despre asta e vorba astăzi, despre ceva frumos, despre ceva elegant la Suceava. Era și păcat să stea atârnătura asta. Aici au venit băieții, o urcând, da. Dumitrița, de mâine te poți apuca de treabă din nou, da, ca să fii treabă bună. Stâlpă-i proaspăt, domnilor, s-a inaugurat. Dar să nu oprim aici discuția, că e păcat. O să oprim un pic filmarea și mergem peste drum. Să-ți arăt viitorul stâlp care va ceda în Suceava și care va trebui iarăși urcat la ceruri și mizerile astea urcate și ele pe sus ca să... Dar uite-te un pic ca să ne uite un pic cum arată. Uite prin copaci, meu copil. Fii atent cum arată. Prin copaci. Păi, eu un balamuc în Suceava cu mizerile astea și acolo dacă te uiți sus, le-au făcut suflet, le-au legat ca pe cepe, știi? Când e legătura de ceapă, le urcă sus și acolo rămân, dragilor. Hai, oprește aici, mergem la minunea numărul 2, în câteva secunde. Da, dragilor, și am ajuns la partea a doua a acestui prea frumos mini-reportaj.
Aici suntem în fața magazinului Bucovina. Am fost vis-a-vis, da? În fața magazinului Bucovina. Trotuarele sunt roz, sunt pavele roz puse. De săptămâna trecută, primăria Suceava, Vasilică, vezi cât de cald. Primăria Suceava o hotărât, că trebuie să desfințeze acest spațiu verde din parcarea din. Știi că era aici spațiu verde? Au decis, bă, nu-i bun de nimica și au pus pavele. De care pavele au pus, doamna Daniela? Gri, mă, gri. Erau pistoc, știi? Erau gri. Nu s-a, băi, de nicio culoare nu e aici. E ca, o, ca un scuipat în fața magazinului Bucovina. Au pus pavele gri. Nu roșii, nu cu... Bă, gri. Gri. N-au nicio treabă, n-au nici culoare, nici ca formă. Totul e gri aici. Da? Să vede. Au pus pavele gri. Ca să-i treaba bună. Și atâta discuții. Dar nu despre pavele astea și mizeria aceasta de aici vreau să vă vorbesc cu astăzi. Vreau să vă vorbesc despre această minune, da, doamna Daniela, care în curând va fi ori aici, pe o mașină, ori în partea asta alaltă. Da? De ce? Vrei să vii de ce să-ți mă... Hai, vină cu aici. De aici să crapă. Uite-l frumos. Vezi cum se duce? Aici e cu milimetru. Hai, vină aproape, vină aproape. Uite, uite. Uite aici. Îl vezi? Și el e crăpat tot. De aici, crăpătura... Opa! De aici căpătura bag degetele. Asta se duce. Asta se duce. Deci, pe bun, asta se duce, de aici și mai spun. Aici e dus complet. Ca să nu ne mai stresăm, au băgat o poveste aici, da, o cutiuță, au încins-o bine, au strâns stâlpul și merge mai departe. Pe partea asta alaltă nici nu-ți mai povestesc, că n-are rost. Da, haideți. Dai. Vasilică, coordonează un pic până dau tare. Hai, dai. Până se aude nou. Buf! La plăsc, la pr... E bun așa, Vasilică? E bun așa. Vasiliuț, e parcagiul nostru. Ce faci cu stâlpul ăsta, Iliuț? Îl lăsăm acolo, da? E, stă bine aici, da? Nu pică. Nu pică? Dar ai vorbit cu el, nu? Stă, nu? O să zic, dar eu mi-am pierdut o falangă aici, uite. Uite, deci tu mi-am uitat două falangi între aici. Nu e nicio problemă, nu? E bun, nu? Nu e cu daună, nu? Azi nu se rupe. Stați liniștit, azi. Azi se rupe. Aveți asigurare? Doamne ajută, fie primi. Mizerile astea. Salut, Vasic. Salut. Iliuța noastră, parcagiul nostru. Dragii mei, Suceava absolut, absolut mizerabilă și periculoasă. Că de asta e povestea mea, mă doare cel mai tare. Că e mizerabilă, ne-am obișnuit, ăștia suntem, are rost să-ți povestesc de ce e mizerabil. Uite ce șleșlea. Hai să-ți arăt. O... Băi, au spălat-o de Paște. Au spălat străzile de Paște. Le-au redat cu maglavați. Uite ce e aici la marginea, domnule, uite aici. După ce l-au spălat. Da. Vine cu a doamna Daniela, vine cu a sa mea. Uite cum se ia, mamă. Uite aici cum se ia, mămică. Nu știu, dar mă înțeleg. Ăsta e antiderapantul lor. Stai, mă, lasă-i, mă, să bagi în plămâni, lasă ce fel, mă, să fie și ei cu... Să aibă la rinic, să fie cu rânza tare. Dragilor, Dumitrița, mesaj pentru tine. Fetelor, apucați-vă de treabă, nu sunt misogin, dar ăla e stâlpul Dumitriței, nu? Dumitrița, apucă-te de treabă, băieții te-au rezolvat. E liber, l-a dărâmat. Ăsta ar fi urgența, nu? Urgență. Ăsta ar trebui rezolvat. Vă rog să o faceți cât mai curând. Glumesc. Un share, un like, nu vă apucați de prostii, fetelor, nu beți, băieților, nu vă apucați de prostii, nu beți, nu vă trântiți în stâlpi, că viața e scurtă și frumoasă. Bun, nu la Suceava. La Suceava e doar scurtă. Asta e situația. Dragii mei, vă mulțumesc frumos. Un share, un like face foarte mult pentru noi, să vadă și alții cum se face, da? Cum trebuia făcut. Au pus pavel, au pus frumos, curat. Uite, bă, elegant. Aveau pistoc 6 palezi de pavele. Ce facem cu ele? Domn primar, avem niște pavele. Unii bun. Pune acolo, băi, tașe din gură câți buni ei. Tașe. Nu, bă, nu se potrivesc, domn primar, nici ca formă, nici ca culoare. N-ai treabă, băi, nu vede nimeni. Hai, treci, domnule, treci la caserie. S-a făcut, s-a marcat. Susținem-le.